De ce v-ați lovit soția? Deci, din ce cauza ați lovit-o? Ați vrut să o omorâți? Ați mai lovit-o? A avut 17 lovituri de cuțit. N-am gelozie? Ce s-a întâmplat? Ce ați descoperit? Dar și-a ucis cu sânge rece iubita, pe mama copilului său, Florin Oprea, subofițer în Ministerul Apărării. A atacat mortal în plină zi, când femeia de doar 26 de ani se afla la coafor. Iar motivul este unul cu totul și cu totul tulburător. Pare foarte. Ați descoperit că a doua aventură? Pare foarte rău. A doua aventură cu alt bărbat? Mai multe. Orbit de gelozie, se pare că Florin nu a putut suporta gândul ca mama copilului său să-l înșele. Asta chiar dacă acum puțin timp, cei doi păreau fericiți, cel puțin pe rețelele de socializare, unde își afișau iubirea. Te iubesc din tot sufletul meu. Ești universul meu. Aceasta era declarația de iubire pe care Alexandra, tânăra mămică, o postase în octombrie la o poză cu ei doi. Doar că din octombrie se pare că multe s-au schimbat, căci cei doi s-ar fi certat. Ba chiar s-ar fi despărțit, așa că bărbatul a trecut la fapte greu de imaginat. La ce oră a avut loc crima? În jur de 3:30. Ne-a sunat o angajată, veniți la salon, că s-a bătut unii în salon. Dar nu a fost doar o bătaie, ci o crimă în toată regula. Cu un cuțit asupra lui, criminalul militar ar fi intrat în coafor și ar fi lovit-o pe soția sa de nenumărate rânduri, până a lăsat-o într-o baltă de sânge, fără suflare. Au reușit să intervină, să o ajute în vreun fel fetele, să o apere? Nu, știu. N-a putut să facă nimic. Iar imaginile cu sângerosul atac au fost surprinse de camerele de supraveghere ale salonului, povestește patroana coaforului, unde s-a produs crima. A fost o clientă. Camerele din interior au surprins momentul în care... Da. Tot. Camere, am dus tot. Am dat vede tot. Pe camere? A fost o luptă între ei înainte? Nu știm. Am dat tot polițiștilor. Nu ne-a lăsat să vedem nimic. Nu. A strigat după ajutor o patră, a strigat după ajutor și a venit cu smurduri de poliție. Era rănită rău, cu ce a fost lovită? Cuțit. A înghiat. A fugit după ce a înghiat-o? Da, a fugit. Cu mâinile în buzunar. Și a luat la fugă. Era murdat de sânge, am înțeles, nu? Da. Venise efectiv la coafor. Indiferent ce motiv ar fi fost, nu trebuia să reacționeze așa. Țipau fetele de la coafor, nu? El da, a fugit imediat. De necrezut, până și prietenul bărbatului care lucra în cadrul MAPN este pur și simplu oripilat de crima făcută de Florin. Și asta pentru că Alexandra și Florin ar fi dat de înțeles că totul era bine între ei. De ce credeți că a reacționat așa? Era gelos? Aveau probleme în familie? El avea ceva tulburări de comportament sau probleme cu băutura? În schimb, se pare că bărbatul ar fi dat de înțeles că ceva e în neregulă, cu doar câteva ore înainte de a lua viața mamei fiicei sale. Florin a postat pe contul său de socializare o poză cu un vultur, care se oprește din zbor și își fixează parcă privirea pe pradă. Iar postarea sa nu a trecut neobservată. Un prieten de la acestuia i-a lăsat un comentariu cu prăduitorule. Prăduitor sau nu, Florin și-a lăsat propriul copil fără mamă. După ce a omorât-o, bărbatul s-ar fi urcat într-un taxi și s-a dus la poliție. Dar pe drum se pare că și-a dat seama de fapta sa și a încercat să facă ceva. Dar pentru Alexandra era prea târziu. Deci a sunat la ambulanță după aceea. Nu v-ați gândit la fetița dumneavoastră? Eu rămâneam viață, domnule. A avut 17 lovituri de cuțit, dintre care 4 incompatibile cu viața. Ea era pe un tamburel acolo în coafor și s-a dus direct, s-a năpustit și ea a băgat direct. Am accelerit omul și a spus că n-a vrut. Că n-a vrut să omoare pe nimeni, cu 17 lovituri de cuțit. Ce credeți, ea putea să se lupte cu el, să supraviețe? Niciodată, pentru că era beat și era un om turbat. Dosarul s-a aflat pe rol la Buftea. Și nu ia că dacă se mișcau treburile, poate omul acum era deja condamnat pentru conducere fără permis, că sunt oameni care se duc la pușcărie pentru că conduce fără permis, mașină cu numere expirate, numere provizorii care erau expirate și aproape de comă alcoolică. A bătut pe socră-s-o, a bătut lumea la nuntă, beat mort fiind ginere. După
s-a întâmplat și cercetări, că se făcea călțiunii de omor. La Tribunalul București va fi dus mâine, dacă se va lua măsura preventivă a reținerii în această seară și mâine pentru astea preventivă. În seara asta îl mai audiați aici? Absolut. Și totuși, această crimă putea fi oprită. Ce are de spus familia Alexandrei, dar și fosta soția criminalului militar? Vezi în exclusivitate mai târziu, la Acces Direct. Copilul meu nu mai mi-l aduce nimeni înapoi. Nimeni, mămică. M-a întrebat băiatul cel mare, de 6 ani. Zice, mamaie, de ce o strigi pe mami? Și zice, mamica mea a murit. Și a spus, n-a murit mamica mea, mamaie, nu e la servici mami meu. Mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere să-i cresc. Dar locul de mamă nu-l poate înlocui nimeni. Cred că de 10 ori am adus-o acasă, de 10 ori s-a întors înapoi. Căuta întotdeauna, o vrăja, o mințea, îi spunea cuvinte frumoase să o facă să întoarcă înapoi. Și după ce se întorcea, stătea o săptămână și își lua iar melicul de la cap. Juca la păcănele. Îi lua ultimul bănuț din geantă să se ducă la jocuri. Nu conta că copilul ei sau ei nu are ce mânca. Să ducea la servici de groază, să poată să-l ție și pe el la servici. Ce credeți că v-a omorât fica? Of, din cauza la jocuri, mămică. Vroia bani mulți, bani mulți. I-a cumpărat fata mea mașina, a făcut împrumut. 120 de milioane. Și a vândut-o acum câteva zile în urmă. Era gelos pe ea? Cred că da, mămică, era nu gelos, mămică. Nu gelos, că un om din gelozie nu s-arată așa. De ce o bătea? Of, nu știu care e cauza. Că dacă era cum a spus el, nu stătea cu el 4 ani de zile. Nu stătea să îngăduie atâtea nenorociri de la el. Cum prindea cât un ban, se ducea la jocuri și el venea înapoi acasă și se răzbuna. Că nu mai avea să ducă înapoi la jocuri. Era nervos că ea nu-i făcea rost de bani? Da. Vroia mult. Dar v-ați gândit vreodată că s-ar putea ajunge la crimă? Niciodată. El are un dosar de acum un an făcut, că l-a prins cu mașina pe la Buftea, neînscrisă și mor de beat. Și dosarul s-a mușamalizat, mamă, nu știu, ei știe de la poliție că cumnatul lui e polițist. N-au știut poate nici ei că apără un criminal, mămică. Noi de aproape un an de zile de când îi zicem, Ana, mamă, vino acasă. Vino acasă, vino acasă. Eu o vedeam supărată mereu. I-a luat viața. Nu s-a gândit la copila lui de 3 ani. Nu s-a gândit. Poate a avut în cap asta de mult, mamă. Pentru că el nu conta fata lui. N-avea treabă. Deci când trebuia să șadă cu fata, el pleca cu o jumătate de oră mai înainte, când pleca ea la servici, ca să nu șadă cu fata. Ea e venit acasă de săptămâna trecută. El a urmărit-o mereu. Mereu, mereu. Dar noi, taică s-o o ducea cu mașina, fratele ei o lua cu mașina. Dar nu ne-am gândit niciodată că el va ajunge să facă acest gest. El nu, mami, că nu s-a mai îndreptat. Acolo? Avea programare acolo, că vrea fata să-și tundă nițel din zvilțile de la păr, dar n-a putut. Și a zis, tată, dacă ies mai înainte, viu la tine. Dacă termin tu, intri în. Și ăsta a fost momentul când criminalul i-a urmărit și i-a luat zilele. Știa că el rămâne dacă ea îl părăsește. Nu mai e bani, nu mai e casă, nu mai e dănăciunile. Închis pe viață, mămică, să nu mai iasă de acolo, mămică. Să nu mai facă, mămică, ceea ce a făcut.